Așa, dragilor, iată-ne din nou împreună. Ca spuneam că fiecare dată așteptăm cu nerăbdare să ne vedem și să începem așa cum ne-am propus de fiecare dată, cu rugăciunea, pentru că avem toate șansele să fie o oră frumoasă. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău, din împărăția ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi ispita, ci izbăvește de cer viclean. Amin. Numele Tău, Sfântului Duh. Amin. Doamne ajută! Hai să începem cu un antrenament pentru mulțiri, împărțiri, deci toate cele care se de care avem nevoie. Să zicem așa, 876 înmulțit cu 487. Conduci tu, lucrezi pe caițel, nu ridici ochii deloc spre tablă, ci pur și simplu dictezi de cum scrii, ca să auzi și eu și să scriu și eu. Bine. 6742, 2, 4 în minte, 7749 și cu 4, 53, 3, 5 în minte, 7856 și cu 5, 61. Acum, 60. Bun, următoarea. 86 sau 6848, 48. 8, începem cu 0, da? Da. 6848. 4 minute, 8 ori 7, 56 și cu 4, 60, 0, 6 minute, 8 ori 8, 64 și cu 6, 70. Urmează 4. Cifra sutelor, de aceea 20 ori. 6 ori 4, 24, 2 în minte, 4 ori 7, 28 și cu 2, 30, 3 în minte, 4 ori 8, 23 și cu, nu, 32 și cu 3, 35, da. Acum 2, 11, 6, 6, 12, 4. Da. Ce coeficient dai tu de siguranță din prima făcând? Cât la sută crezi că ai dreptate? Adică precizia, până când? 100% rezultatul ăsta e corect? Sau 90 sau 80? Cât dai tu în momentul de față? 95, perfect. Acum facem invers, să vedem dacă e același rezultat și atunci te-ai păcărit, că e 100%, voi spune. 487 ori 876 și începe. Bine. 6 ori 7, 42, 2, 4 minute, 6 ori 48 și cu 2, 52, 4 ori 7, 6 ori 4, 24 și cu 5, 29. 7 ori 7, 49, 4 minute, 7 ori 8, 56 și cu 4, 60, 6 minute, 7 ori 4, 7 ori 4, 28 și cu 6, 34. 7 8 56 6 5 minute 4 8 8 64 și cu 5 69 6 minute 8 ori 4, 32 și cu 6, 38.
Da. 2. 11. Da. 16. Da. 16. Da. 12. Da. 4. Iată, 100% rezultatul a fost. Deci dacă acum era o, să spunem, un singur loc unde, o singură cifră unde nu era același lucru, trebuia să reluăm și nu știam unde s-a făcut greșeala. O fost aici, o fost încoace. Dar... Deci bucuria este imensă în momentul de față pentru că rezultatul este 100%, da? Dar e ciudat că nici în capul meu nici n-a calculat și mi-a răspunsul. Da, deci nimeni nu ne poate suspecta de faptul că această mulțire a fost dinainte știută, că doar eu am dat cele două numere pe care le-am înmulțit, dar să remarci, să vedem încă o dată, după părerea mea, ai făcut un antrenament în culise, deci ai mai făcut niște înmulțiri și ți-a crescut încrederea. De ce ai zis tu 95%? Tu ai zis 95% pentru că ți-ai lăsat tu din amintire un 5%. Dar eu zic că ne îndreptăm spre 100%. Și ca să vezi dacă din 5 de acum faci 5 înmulțiri și toate 5 îți ies, știi că îți vedeam 10. Acum am coborât pentru că precizia a început să crească și dacă din 5 consecutive înmulțiri toate îți ies 100%, vei vedea cât încredere. Da. Am remarcat asta, că ai făcut fără să-mi spui tu. Vezi, de unde știu eu chestiile astea? Fiindcă în timpul lucrului ai avut dublă viteză. Deci a crescut viteza, ți s-a dublat. Într-un timp scurt am făcut pe cele două. Așadar, mai continuă și surprinde-mă. Surprinde-mă cu viteza asta mare pentru că avem șanse foarte mari în timpul lucrurilor. Așadar, dau două mulțimi amare, egal cu toți acei X, pentru care toți acei X, pentru care X-ii sunt naturali, deci căutăm din mulțimea asta, și cu proprietatea că 480 supra 5x 480 supra 5x minus 7 devine, după înlocuirea acelor x din el, fracția asta devine număr natural. Asta e A, iar B egal cu toți acei x cu proprietatea că fracția 3, fracția, hai să zic așa, da, 3x plus 7, totul supra 5x minus 9, este supraunitar, deci mai mare decât 1. Deci fracția asta este supraunitară. Trebuie să aflăm în... Hai mai întâi să facem pe A. Cu X adăugăm. X numere naturale. Da. Păi sigur, pe A. Să pornim la treabă. Deci întrebarea este... Trebuie să aflăm... Mai întâi cine este să... amare? Adică da. Amare egal cu cine? Trebuie să găsim elementele și B mare egal cu cine? După care să facem operațiile. Reuniunea și intersecția. Da. Zim. Pornim pentru A. Da. Trebuie să mă întâi aflăm divizorii lui 480. Deci traduci partea a doua. Nu te gândești să iei toate numerele naturale și să le înlocuiești pentru că nu se finisează niciodată. Și de ce ați propui? Nu se întâmplă la fel ce s-a întâmplat ieri. Așa. Am stat 3 ore la... Ai văzut, da? Deci 480 supra 5x minus... 7, condiția asta că e număr natural, se traduce echivalentă cu, deci ca să fie număr natural trebuie să facă împărțire exactă.
Asta înseamnă că ăștia de jos trebuie să fie divizorii celui de sus. Da? Așa am spus. De-aia ai spus tu că facem divizorii lui 480. Pentru că ai avut în vedere asta. Deci dacă și mai dacă 5x minus 7 aparține mulțimii divizorilor lui 480. Numai că pun semn de întrebare. Cine sunt divizorii? Cine e mulțimea divizorilor 480? Ne interesează. Deci am mutat problema asta în mulțimea divizorilor 480. De aceea, divizorii lui 480 sunt egal cu... Și să vedem cine sunt și ne apucăm de treabă. De aici încolo, da. Deci, încă o dată, Măriuca, spune așa. Condiția asta de 480 supra 5x minus 7 să fie număr natural este echivalentă cu a spune că jos aici să fie cine? Un divizor de al lui 480. Așa, un divizor de al lui 480. Așa încât noi ne propunem să-i găsim pe toți. Da. Și pe unul să-i luăm pe rând. Ei, hai să vedem cum găsim divizorul 480. Mai întâi 1, 480. Așa, 1 și 480, corect. 2. Divizori, cum se cheamă ăștia? Proprii. Divizori? Divizori? Improprii. Că proprii sunt cei care, așa orice număr are pe 1 și pe el însuși, se cheamă improprii. Hai să-i punem de desubt. Improprii. Orice număr are pe 1 și pe el însuși. Continuăm. Hai să vedem cum găsim pe ceilalți. Împărt la 2. Deci prin 2 ar merge. De acord. Deci încercăm o descompunere, nu? Cum am făcut noi și am găsit divizorii. Să scriem cu bară, cum spui tu. Deci 480 și să vedem descompunerea. Prin 2 ai spus o dată. 240. Un pic lăsa. Mai departe. 2. 2, da. 120. Da. 2. 2. 60. 60, da. 2, 30. Da. 2, 15. Da. Ia tot. Bine, cu 2-ul. După aia cu 3. Da. Sau puteam și cu 5, dar na. Nu e nimic, îl pui. Tu oricum nu l-ai pierdut. El apare acum, ești nevoită. Deci 3 în 15 de 5. Și acum 5 prin 5, că 5 în 5 face o dată. Și până ajungi la 1. Da. Deci 480 cu cine este egal ca o formă de descompunere? 480 egal cu 2 la... Doi la cincea ori 3 ori 5. 2 la cincea ori 3 ori 5. Asta e descompunerea. Am descompus pe 480 ca un produs de factori primi, 2, 3 și 5 se cheamă factori primi, la diverse puteri. Iată că numai 2 este la cincea, celălalt sunt la puterea întâia, da? Asta înseamnă descompunerea. Ei, acum trebuie să vedem divizorii. Deci... Sigur, să vedem aici toate combinațiile posibile. 2 ori 3, 2 ori 5. Dar și 2 simplu, nu? Da. Îl luăm pe 2, simplu. Și 240. 2 și 240, foarte tare. Foarte important, că merge în perechi. Uite când ai făcut prima împărțire la 2 și ai pus și 240. Mă bucur mult că ai reținut asta. Că eu nu, era cât pe ce să nu spun. Deci merge în perechi. E minunat. Apoi, altă pereche.
10. Bine și 10. 10 și cât, ca să mergem pe reche? Puteai să fac repet aici. 4, 48, deci împărțit la 10. 48. Puteam 48, sigur că e cea mai simplă împărțire. Da? Deci ai spus 10 și în perechea sa 48. Da, este bună. Să tai 10, adică să tai 0-ul ăla și gata, cam uitat. Da, asta înseamnă să împarți prin 10, înseamnă că ca și cum ai tăia 0. Altă pereche? 6. 6 ai zis, da? Da. Și cât? 80. 6 și 80. Deci perechea asta. Apoi, altă pereche. 15. 15. Imediat. Da. 32. Și 32. Eu am știut aici că ai zis 15 și aveai 1, 2, 3, 4, 5. 2 la 5 ați trebuit să se re. Și 2 la 5 ai 32. 15 și 32. Foarte bine. Altă pereche. 60 ori 8. 60 ori 8. Adică 8 și 60. Da. Ca și mai fi împărțit la 8. Dar 8 înseamnă 2 la 3. Da? Adică din, până la 2 la 5, până la 2 la 5, care înseamnă un 2 la 1, l-ai luat. 2 la 2, rămâne să-l vezi. 2 la 3, acum l-ai luat. 8, 8 și respectiv 60. Corect. Alte perechi. O 120 ori 4. Corect. 4. Adică 4 și 120, da? 4 și 120. Sigur că da. Altă pereche. Mai există? Bănuiesc că da. Trebuie să fim, să facem o ordine. Că dacă nu descoperim ordinea, există posibilitatea să te întreb dacă mai există. Deci, din scrierea așa, cât a fost? 480 este egal cu 2 la 5, ori 3 ori 5. Noi trebuie să punem la punct o tehnică din clipa în care ai făcut descompunerea, cum anume epuizezi tu toți divizorii. Să nu cumva să scapi un divizor, că dacă ai scăpat un divizor, n-ai pus problema cum trebuie. Adică trebuie văzută întreaga mulțime de divizori.
Noi suntem frământați să găsim întreaga mulțime. Și ai zis că 2 este un divizor. Apoi urci cu 2-ul ăsta până la 2 la 5-a. Deci urci cu 2-ul până ajungi la 2 le-ai luat. 2 la 2 înseamnă 4. 2 la 3 înseamnă 8. Acum ar veni 2 la 4-a. Da? Deci urci cu el până când l-ai epuizat ca exponent. Până la 2 la 5-a. Deci 16. Deci vine 16 și cât? Adică 16 înseamnă 2 la 4, rămas un 2 și 3 și 5. 2 ori 5 fac 10, ori 3, 30. 16 ori 30 cred că face 48. 480. Deci vezi cum fac eu șmecherea asta? Că eu aici joc. Cam descompunerea. 2, 4 și fac 16 și pe urmă ce-a rămas îi mulțesc. Ca și cum aș face împărțirea la 16 și mă interesează câtul. Câtul este exact produsul factorilor care au rămas. Deci 2 ori 3, 6 ori 5, 30. Ai zis 16 și 30. Asta e perechea. Mai ai? Divizori? Și 16 și 32? Nu cred că e 30 atâta. Nu, am zis 16 ori 2. Ah, da, ca să ajungi la 2 la 5. Deci ar veni următoarea pe 32 și respectiv? Da, am făcut cu 32. Am făcut pe 32 un elvestu. Ăla am. 32 și 15, da? De ce e prins asta? Tu ai făcut împărțirea la 15, dar iată că l-ai prins și pe 32. Însă spuneam despre un mod organizat de a gândi. Și acum faptul că pe 32 l-ai prins, e de parcă pe al de 2 l-ai luat până ai urcat la puterea a 5-a și foarte bine. Și acum te întorci și începi cu simplu 2 la 1 cu unul din cei. Dintre cei care nu le-ai luat, cu 3-ul. 2 ori 3. 2 ori 3 fac 6 și e luat. Da? Dar eu pun acum problema organizării, modului de a găsi toți divizorii, să nu cumva să ne scape vreunul. Eu te-am lăsat pe tine să mergi așa, luându-i pe cum ți-a venit ție, acum aș vrea să ne putem organiza ca să răspundem la întrebarea. Să nu cumva să ne scape vreunul, adică să luăm toți divizorii. Deci cu 2, 2 la 2, 2 la 3, 2 la 4, 2 la 5. Și acum ne întoarcem 2 simplu cu 3, 2 ori 3 fac 6 și este luat cu 6. Cu 2 la 2 cu 3. 4 ori 3, 12. Nu-i luat. Deci 2 la 2 am mulțit cu 3. Deci de acum iar urcăm pe 2. 2 la 1, 2 la 2, până la 2 la 5, cu 3. Toți mulțit cu 3. Și așa o să luăm în final, ne întoarcem și iar luăm de la 2 la 1, 2 la 2, până la 2 la 5. Până la 2 la 5 am mulțit cu 5 pe urmă. Vezi? Cel care i-a luat o singură dată înseamnă să ne întoarcem înapoi, să creștem puterile lui 2, exponentul să crească de la 1 până la 5 și pe rând înmulțit cu unul din factorul care i-a luat o singură dată. Cu 3 sau respectiv cu 5. Deci avem de măturat, așa înseamnă toți divizorii. Sigur că pe o parte probabil că am găsit, dar noi ne-am făcând ordonată treaba asta, iată că 12 nu ne venea în minte să luăm. Deci 2 cu 3, 6, 6, 80 a fost și acum 4, adică 2 la 2 cu 3, 2 la 2 înseamnă 4 ori 3, 12, cu cine? Cu 12 și cât faci la împărțirea asta? 480 împărțit la 12. 480 împărțit la 12. 40. 40, foarte bine. Deci, cu 40.
Am făcut o... Apoi. Și este bine cu 40, da? Apoi, o altă pereche. Luăm acum 1, 2, 3. Adică 2 la a 3-a. 2 la a 3-a, care înseamnă 8. Nu? 8 ori 3. Deci, am crescut exponentul lui 2. De la 2 la 2, acum 2 la 3-a, 8 ori 3, cât face? 24. 24 cu cine? Facem părțirea la 24. Ei, 20. Foarte ușor, că ți-a rămas un 2 de 2, care înseamnă 4 și 5. 2 de 2, adică 4 ori 5, 20. Deci 24 cu 20. Asta e o altă pereche de divizori. Și în sfârșit am dus la 8. Acum iau 4 de al de 2, adică 2 la 4. 2 la 4 fac cât? 2 la 4. Patra... 16, da? Păi 2 ori 2 ori 2. 2 la 3 au făcut 8, 2 la 4 16. 16 ori 3? Ia vezi cât face. 16 ori 3. 48. Dar este 48. Cu 10. 48 cu 10 l-am luat. Da? Nu mai prindem încă o dată. Că într-o mulțime nu se repete elementele. Și acum ne ducem până la 2 la 5, adică toți de al de 2, am urcat până la 2 la 5 și cu 3. 2 la 5 și cu 3 face 32 ori 3. 6. Nu-i luat. 96 și nu știu cu cine. Împărțim pe 480 la 96. Patru sute nouăzeci aproape de 500. 96 aproape de 100. Ca și cum ai zis, 500 în 100. De 5 ori. Da. Ia să vedem. De 5 ori merge. Da. 3 în minte. 5 ori 9, 40. Și cu 3, 4... 5 ori 9, 5 ori 9, atenție! 5 ori 9... 5 ori 9, 45. Da? 8 ori 5 e 40. Dar 5 ori 9, nu, dacă ar fost ori 10, făcea 50, așa? Da, 5 ori 9, 45 și cu 3? Ai avut dreptate. Da? Deci e perfect, 480 și 5. Dar uite, eu l-am descoperit deodată. Că ai zis 16 ori 3 și a rămas 5 din descompunere. În descompunerea lui 480 era 2 la 5 care făcea 32, ori 3 au făcut 96 și ori 5. Așa, dacă împart la 96, sigur rămâne 5. De acolo vedem foarte repede, fără să mai facem împărțirea. Deci, următoarea pereche este cât?
am uitat, 90 și cât am zis? 96 cu? Și 5. Cu 5. Bun. Deci, am luat pe 2, 2 la 2, 2 la 3, așa, cuplat, singur a fost și a crescut până la 32. Acum, am luat de la început 2, la 1, 2 la 2, 2 la 3, cu 3-ul. Și acum ar trebui să iau din nou 2 la 1, 2 la 2, 2 la 3, 2 la 4, cu 5-ul. Da? Și să vedem cât îmi dă. Ia să văd. 2-ul și cu 5-ul. Cât ar veni 2 cu 5? 2 ori 5? 2 ori 5, 10. Am 10 și 48. Da? Este deja. 10 și 48 este scris. Următoarea echipă. 2 la 2 cu 5. Adică 4 cu 5. Da. 4 ori 5 face? 4 ori 5, 20. Este 20 și 24. Este echipa asta. Acum luăm 3 de 2, adică 2 la 3, care face cât? 8. Și 5, 8 ori 5? 40. Este 40 cu 12, parcă. Da. Este luat. Luăm acum 4 de 2, adică 2 la 4, care face 16. 16 ori 5? 16 ori 5... 0, 3, 3, 80. 80. Este 80 cu 6. Deci 80 cu 6 este luat. Mergem și luăm 2 la a 5, adică tocmai 12 cu 5. 12 cu 5. 12 ori 5? Da, 12 ori 5. 0, 5, 60. 60. 60 cu 8 este luat. Da? 60 cu 8 este luat. Și în sfârșit, deci am luat 2 la 1, 2 la 2 simplu, până la 2 la 5. Cârmă. Am luat, iar m-am întors, 2 la 1 cu 3, 2 la 2 cu 3, 2 la 3 cu 3, 2 la 4 cu 3, până la 2 la 5 cu 3. Și, pe urmă, 2 la 1 cu 5, 2 la 2 cu 5 și așa mai departe, până când am ajuns de a-mi epuizat 2 la 5 cu 5. Și, în sfârșit, ultimii 2 care n-au fost luați, să zicem 3 ori 5. Da? Că 3 și 5 au fost individual luați. Dar 3 ori 5, 15. Ba da, a fost și 3 ori 5, 15 și ai zis tu 32 ce au rămas. În final, acum am permis să închid și ăștia sunt toți divizorii lui 480. Cât sunt mai mari, Iuca? Ia vezi tu cât sunt. Că ei sunt în echipă de câte 2. 2, 2. De ce numărăm? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 de divizori. 22 de divizori are numărul ăsta, 480. Foarte tare, foarte tare problema asta. Hai că nu m-am confruntat niciodată cu problema asta. Acum, cu tine, din nou ce m-ar fi venit mie să iau 480? Dacă era în altul și n-avea atâția divizori, mai ușor mă descurcam. Că m-am lovit de problema asta. După ce am făcut descompunerea lui 480, care înseamnă 2 la 5 ori 3 ori 5, era să vedem cum îi cuplez eu acum, cum îi aranjez ca să nu pierd vreun divizor. Da? Deci 22 de divizori înseamnă că au fost 11 cuplări. 11. Da, da. Altfel, greșeam foarte tare că dacă o singură pereche îmi lipsește, o singură pereche, înseamnă că n-am găsit mulțimea corect.
Și sunt de punctat. Eu, bunoară, dacă aș fi dat exercițiul ăsta ca temă și dădeam la o lucrare, pentru fiecare divizor, perechi de asta de divizor, dădeam un punctaj 0,10 sau 0,11 sau 0,50. Și înmulțeam cu 11 și dădeam un anumit punctaj, pentru că era foarte tare să descoperi toți divizorii. Asta a fost esența problemei, să găsim toți divizorii. Și acum ne întoarcem în problemă și luăm pe rând. Nu? Așa am spus, 5x minus 7 este pe rând unul din divizorii aceștia, unul din cei 22. Avem 22 de cazuri de analizat. Deci, mai întâi, spunem 5x minus 7, nu? Luăm varianta 5x minus 7, egal cu primul divizor, 1, egal cu 1. Da? Da. Am luat pe primul divizor. Și atunci de aici, echivalent, ce facem repede ca să rămână x-ul? Să-l aflăm pe x. Echivalent cu, fiind vorba de egalitate, Dar nu se poate. Deci spunem, adunăm un 7 în ambii membri, da? Eu am înțeles că tu ai mers până la capăt și că x-ul acela nu-ți convine, dar trebuie să redactăm asta. Deci, practic, spunem că adunăm un 7 și aici face 0 și rămâne 5x, asta vreau să-mi dictez, 5x egal cu 5x egal cu 1 minus 7. Nu e minus, plus am zis, nu că el este așa. Deci plus 7, 1 și cu 7. Adică 8. 8. Echivalent cu a spune că împărțim acum ambii membri prin 5 și x egal cu 5 de aici. Când împărțim cu 5, nu mai scriu că împărțim cu 5, se subînțelege că asta fac după ceea ce scriu. Egal cu 8 împărțit la 5. Sau cum scriem 8 împărțit la 5? O scriem 8 supra 5. Și dedesubt adăugăm că acest 8 pe 5 nu aparține, sau în continuare scriem, nu aparține numerelor naturale și atunci dacă nu e număr natural, cum era de fapt a doua condiție, să fie număr natural, nu-l luăm. Deci nu-l putem considera ca element al mulțimii A. Așadar, mulțimea A nu poate lua pe 8 pe 5. Mergem mai departe. Altă variantă. Care ar fi? Hai, condu-mă tu de aici încolo. Care ar mai fi o altă variantă? Păi, care e următorul divizor? Următorul divizor este 480. Îi luăm pe toți. Măturăm. Și ne mergem, deci, cu varianta că 5x minus 7 egal cu 480. Echivalent. Ce facem acum? Din nou. Plus 7. Adunăm pe 7 în ambii membri. Și echivalent cu, vorbește, te rog. Echivalent cu 5x egal cu 487. 487. Echivalent cu a spune că x egal cu, de aici, x egal cu, împărțim prin 5, nu? Iar împărțirea se scrie ca o fracție. X egal cu 487 supra 5. Da. Da? Deci x egal cu, împărțim ambii membri cu 5, la 5 și x va fi egal cu 487 supra 5. Care nu este număr natural. Că nu se face împărțirea exactă. Nici pe ăsta nu luăm. Nici x-ul ăsta nu ne place. Mergem cu altă variantă a lui x. Care este asta? Cu altă variantă a lui anumitorului, adică următorul divizor pe care le înseamnă, spune-l tu. 2. 2. Deci zicem 5x minus 7. Chiar dacă
Deja. 2. Hai, dictează-mi, dictează-mi că eu scriu. Toate plus 7. Da, tot la fel adunăm plus 7, echivalent cu 5x egal cu, hai, dictează mai repede, că de acum e șablon de lucru. 5x egal cu 9, echivalent cu x egal cu, repede, x egal cu 9 pe 5. Așa, 9 pe 5, care nu sunt parte exact, deci nu-i număr natural. Nu aparține numerelor naturale. 5x. 2 pe 5 nu aparține numerelor naturale. Deci nici ăsta n-a fost bun. O altă variantă. Hai, dictează tu și lucrează tu înainte și eu scriu și eu după tine. Deci ne mutăm la următorul divizor. 5x plus 7 egal cu cine? Sau x, 5x minus 7 egal cu? 240. 240. Echivalent. Toate. Deci se pui echivalent din nou, nu 4, se pui plus 7. Da, dar eu dacă am sărit, dacă tu îmi spui 5x egal cu 240, se subînțelege că ai făcut mișcarea asta, ca să mai spun plus 7. 5x egal cu 247. 5x egal cu 247, adică cel care corectează, vede că ai adunat pe 7 în amul 2, vede că 7 aici nu mai există, minus 7, vede că e plus dincolo și el a înțeles de aici, echivalent cu, știi, economisim timp când scrim relațiile așa, ca să nu pierdem timp mult. X egal de aici cu? X egal cu 247 pe 5. 247 pe 5 este număr natural? Nu. Nu? Nu e număr natural? Nu e îndeplinită condiția asta de aici? Ne pare rău? Mergem mai departe? O altă variantă? Dictează tu? Următorul divizor? 10. Deci 5x minus 7 egal cu 10, echivalent cu? Echivalent cu 5x egal cu 17. Egal cu 17, da? X egal cu 17 pe 5. Da? Vorbește. 17 pe 5. Așa, și spune, nu aparține. Nu aparține numerelor naturale. Da? Deci, asta îi spui că nu am cum să te iau pe tine 17 pe 5, pentru că în A era condiția asta să fie număr natural. Deci nu te pot lua. Mergem mai departe. 5x minus 7 egal cu cine? Următorul divizor? Egal cu 48. 48, nu? Da. 48. Echivalent cu 5x egal cu cine? 5x egal cu 55. 55. X egal cu 11. X egal cu 11. Formidabil. Asta este din el. Este primul element pe care l-am găsit. Ce ne bucurăm! Așa că mulțimea A are primul element descoperit de noi, și anume cine este primul element? Vârsta. A egal cu mulțimea formată din elementul 11. Și l-ați deschis, poate mai găsim. Nu știu. Următorul. X minus 7 egal cu cine? Egal cu... Dar neapărat să ne scriem și ala care deja este... Când te uiți la ele, deja știi că nu e corect. Păi nu! Trebuie să redactăm să vadă tot omul. Când am ajuns la X egal cu, acela spune că nu aparține, abia atunci a terminat.
Bine. Deci 5 x minus 7 egal cu cine? 6. Cu 6. Echivalent, vorbește, te rog. Echivalent cu 5x. Da. Egal cu 13. Așa. Echivalent, x egal cu, vorbește. X egal cu, nu se poate, zici. Nu, păi nu se poate, x egal cu și nu se poate. Spui x egal cu 13, așa trebuie să scriu, da? 13 pe 5. Și acum, 13 pe 5 nu este număr natural și, din păcate, nu-l pot lua. Merg mai departe, cu o altă variantă. 80. Da. Deci spunem 5x. 5x. Toate care are 0 la sfârșit nu sunt bune. Deci, când nu sunt bune? Cele care au pe 0? Da. Cu siguranță, cele care au 0 la sfârșit, care au 0 la sfârșit. Nu sunt bune pentru că vin peste ele un 7, nu? De-aia ai spus. Da? Deci 5x minus 7 egal cu 80 și de aici echivalent cu 5x, vorbește, te rog, 5x egal cu... Scuze. 5x egal cu 87. 87 și echivalent cu a spune că x egal cu 87 supra... Hai. Supra 5. Care nu este număr natural. Da? Nu-l putem lua. Altă variantă. La 80 am ajuns. Unde suntem acum? Cu 15. Așa. Deci 5x minus 7 egal cu 15. Echivalent. Echivalent cu... 5x egal cu? 5x egal, stai, 22. 22. Echivalent x egal cu? X egal cu 22 supra 5. 22 supra 5, care nu este număr natural. Nu-l pot lua. Ce variant ar fi? 5x acum egal cu? 5x egal cu 32. Așa. Echivalent cu 5x egal cu 39. Adică x egal cu? X egal cu 39 supra 5. 39 supra 5, care nu e număr natural și îmi pare rău de el, nu-l pot lua. Cine ar veni acum? 8. Așa. 5x minus 7 egal cu 8, echivalent cu, vorbește? Echivalent cu 5x egal cu 15. 15? Adică x egal cu? X egal cu 3. 3! Care este natural? Deci 3 o leau. 3 face treabă bună. Deci când am mai făcut? Mi se pare că la 48 a făcut treaba bună și ne-a dat 11. Ții minte, da? Da. Deci când se termină cu 8, când la unități am 8, când vine 7-le, 7-le fac 15. Asta am vrut să zic acum. Deci asta ai vrut să spui acum. Foarte bine, foarte bine. Ca să eliminăm, vrei să spui să mergem mai repede după observația asta. Că 7-le fac 15, înseamnă că la 60 degeaba iau, la 4 degeaba am să iau, la 120 degeaba
16 tot degeaba, la 30 degeaba, la 12 degeaba, 40 degeaba, 24 degeaba, la 20 degeaba, 96 tot degeaba, că n-a la unități pe 8 și la 5 degeaba. În concluzie, nu mai găsim, asta trebuie redactat. Că din, doar așa, dacă tu ai reușit să spui 7 plus cât? 7 plus cine egal cu cifra unităților cu 5? Numai de aici cu X sau un Y poți să pui așa. 7 plus Y egal cu 8. Și atunci, din chestia asta, înseamnă că cifra unităților numai 8 să fie. Și ai justificarea. Că atunci când a fost 48 ciodat, când a fost 8 simplu, am obținut valoare și nu mai am nicio variantă cu cifra unităților cu 8. Și de aceea toate celelalte nu mai dau niciun răspuns. Încât mulțimea A, îți permis să o închiz acum, e formată de două elemente, 11 și 3. Da? Eu aș vrea un pic să mai analizăm exercițiul ăsta. Unde crezi tu că a fost frumusețea exercițiului? În ce a constat el? În toată... Aflarea divizorilor. Asta. Aflarea tuturor divizorilor. Aici a fost capcana. Deci eu, când m-am gândit la exercițiul ăsta, am avut în vedere să chestia asta. Zic, cum vom găsi noi toți divizorii? Toți divizorii. Am descompus pe 480 ca fiind 2 la 5 ori 3 ori 5. Așa cum am și văzut. 2 la 3 ori 5 ori 3 ori 5. Dar acum, ca să iau pe toți, pentru că știi ce, Măriuca? Era riscul să nu luăm pe 10 și 48. Dacă nu luam perechea 10 și 48, o scăpam din vedere. Dramatic ar fi fost, că l-aș fi pierdut pe 11. Dacă nu luam pe 8 și 60, adică 8-ul ca divizor, iar îl pierdeam pe 3. Și practic spuneam că mulțimea A nu are niciun element. E mulțime vidă. Este mulțime vidă și era o tâmpenie. Tot eghișițul mai departe, când facem operații, ar fi fost afectat. Ai zis ceva urât. Poftim? Ai zis urât. Tâmpenie. Deci o tâmpenie? O tâmpenie, da. Ai zis ceva urât tu. O tâmpenie ar fi fost exact. Ah, că am zis o tâmpenie, că am pronunțat cuvântul tâmpenie, în sensul că ar fi fost foarte grav, în sensul acesta o greșeală. Ar fi fost o greșeală care ne-ar fi afectat foarte tare. Îl imitam pe Mihai. Da? Vreți să-l invit pe Mihai? Nu, eu îl imitam acum. Că Mihai zice o tâmpenie, da? Da. Nu, atunci cineva zice ceva urât, de exemplu, prost sau ceva, zice, ai zis urât. Ai zis urât, da. Corectați-vă unul pe altul. Da, asta înseamnă că vă puteți sprijini unul pe altul și sunteți atenți ca nu cumva să greșească cineva, unul dintre voi să greșească. Mă întorc și spun că exercițiul acesta a avut două condiții. Mulțimea A trebuia găsită doar din acei X naturali care să verifice condiția. Cum aveam două condiții, am plecat cu fracția să fie naturală. Condiția ca o fracție, uite ce interesant, o să ținem minte definitiv, o fracție să fie un număr natural când sus este un număr, vezi, n-are necunoscut sus. Că dacă ar avea necunoscut sus, ar fi extrem de greu exercițiu. Nici nu mă gândesc, nu vreau să mă gândesc așa ceva. Dar faptul că e necunoscut a X-ul jos, atunci am șanse să judec așa. Pentru ca fracția să devină natural, trebuie ca ăsta de jos, 5X minus 7, adică cum se cheamă ăsta, cum se numește de jos? De jos. Cum se numește la o fracție, el de sus se numește într-un fel, ăsta de jos într-un alt fel? Cel de jos numitor, cel de sus numărător? Corect! Okay. Deci, pentru ca o fracție să devină număr natural, numitorul, adică ăsta de jos, trebuie să fie un divizor al numărătorului.
aveam înainte probleme, stai, numitorul e sus sau jos, dar acum pentru că am zis numitorul de un miliard de ori, acum în cap. Așa, faptul că am repetat și tare este, cu cât repetăm de mai multe ori, se întipărește. Și acum e limpede că tot ne-am lovit numitorul ăsta de jos, numitorul ăsta de jos. Și acum ți-a rămas în minte că cel de jos se cheamă numitor, iar cel de sus se cheamă numărător. Deci, așa au stabilit. Așa s-a stabilit prin convenție. Cum te numești tu, Mariana? Mariana, Maria. Ce? Și Mihai. Așa da, fiecare are numele său. Așa și cel de jos îl numim numitor, iar cel de sus îl numim numărător. Sunt Mariana. Și Mariana am spus-o ca nume. Și zicem încă o dată. Și atunci am mutat problema. Problema mutat-o să fie ăsta numitor. Adică să fie ăsta divizor. Deci 5x minus 7 trebuie să fie un element din mulțimea divizorilor. Adică trebuie găsiți toți divizorii lui 480. Și am mutat cu D480 mulțimea tuturor divizorilor. Imaginează dacă trebuie să-i fie... Dar nu puteți să rezolvi problema. Dacă trebuie să iei fiecare număr natural. O, da! Nu se termină niciodată. Deci încercând să locuim pe rând toate numerele naturale... Și era doar două! Doar două erau bune. 11 și 3. Deci când începem noi cu 0, 1, 2, 3 îl verifica și până la 11 nu mai verifica niciunul. Și la 11 verifica și pe urmă de acolo înainte oricine sărea la noi și spunea, dă-te la 11, nu știi că nu mai sunt. Ei, și atunci noi n-aveam cum să răspundem, n-aveam cum să răspundem la întrebarea asta. Și dacă ar fi fost, continuăm mai departe și când mai termini, urma întrebarea. Păi nu mai terminăm, păi atunci ce mai lucrăm? Dacă nu mai terminăm, înseamnă că problema asta nu mai putem termina niciodată și mai bine nu mai lucrăm, dacă nu o terminăm. Ei, ideea asta cu divizor este superbă. Asta e chestie de finețe. Cum omul, nu, dotat cu mod de a gândi, a răsucit problema și a spus, mă duc la condiția a doua. Fracția să devină număr natural, să împarte exact, adică trebuie să fie divizori. Și acum s-a mutat problema, cum aflăm toți divizorii? Dar toți, unul dacă lipsea cel care era important și îmi oferea soluții. Nu, am voi, pe toți. Și s-a ascuns această șmecherie de găsire a tuturor divizorilor. Deci notează acolo observații. Observații, că cu asta încheiem ora. Spune-mi în observații. Ce spui tu? Care a fost miezul? Aflarea divizorului. Așa. Deci asta este observație. Cum găsim toți divizorii unui număr? După ce am făcut descompunerea. Asta este. Observația în asta. Cu asta trebuie să pornești tu. Cum găsim toți divizorii unui număr după ce am făcut descompunerea? Cum găsim toți divizorii unui număr după ce am făcut descompunerea? Și ai văzut cum s-a făcut acolo. Am luat pe 2, fiindcă e 2 la 5, urcăm cu el până la 5. 2 la 1, 2 la 2, 2 la 3, 2 la 4, 2 la 5. Stop, l-am epuizat. Dar acum, dacă mai este vreun 3, și 3-ul acela este bun, dar este și 2 ori 3, 2 la 2 ori 3. Deci iar urcă 2-ul până la 5-a și se mulcește cu 3-ul pe rând, fiecare din ei. La fel am făcut și cu 5-ul. De fapt, de la 2 la... Hai că aș putea să afla numărul de... Hai că o idee acum. Poți să știu numărul de divizori de la început. Că a fost de la 2 la 1 până la, cât Măriuca, de la 2 la 1 până la 2 la 5, câte variante sunt? 2 la 1, 2 la 2, 2 la 3, 2 la 4, 2 la 5 sunt odată. 5. Deci numai cu 2 până urcă la 5 sunt 5. Când o ia din nou cu 3-ul, iar 5. Când o ia din nou, mulțiți toți cu 5-ul, iar 5. 5 ori 3, 15. Deci am avut deodată 15. Apoi, 2 ori, 3 ori 5 au făcut 16. 16 divizori, 16 încercări. Și
17, unul și el însuși. Adică, nu, 15 și 3 și 5. Și 3 și 5 și 5 ori 3, 15, da. Adică încă 3 divizori și 15 cu 3, 18. 1 și cu 480, 20, 20 parcă vine și mai rămâne 22, parcă noi și 9, 22. Cred că îi găsim pe toți, că este important să știm câți sunt de toți. Că dacă știm numărul divizorilor, când începem combinațiile și nu ne-am scris pe toți divizorii, nu-i bine. Ne oprim aici cu această observație pentru că chiar ne-a plăcut încă o dată. Ce înseamnă că o fracție să fie număr natural, numitorul să fie divizor, cum se află toți divizorii și pe urmă ne-am întors la toate variantele acelea și care ne-a dus spre un X natural, așa cum îl ceream, a fost și X-ul de noi căutat, este element, deci X-ul acela este element al mulțimii și așa am găsit pe 3 și pe 11 și pe 3. Ne oprim aici, dragilor, și continuăm ora care vine. Pa. La revedere pentru... La ora 2, sigur că da, știi. Da.